Salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție Cupa Prieteniei. De această dată, cea mai ambițioasă ediție a Cupei Prieteniei. Dar lucrurile nu încep la fel de frumos. Ei bine, un moment de reculegere toată lumea. Like acolo dacă sunteți și voi dezamăgiți, pentru că am o știre pentru voi. Călinacio, iată, nu va fi prezent la Cupa Prieteniei pentru prima dată. Singurul membru fondator alături de mine al Cupei nu vine. De ce? Vă întrebați. Pentru că viața de artist este una tumultoasă, pentru că odată ce ai un concert așa mare, o lansare de album, nu ești la fel de sigur pe tine. Și când a spus, a, se filma săptămâna asta, eu am plecat. Și este plecat din țară și nu ne poate răspunde. Astfel, un omagiu, vă rog, un like acolo puternic pentru Călin, care lipsește. Și bineînțeles, asta îmi dă posibilitatea, în sfârșit, să primesc marele premiu de longevitate la Cupa Prieteniei. Singurul om din lume care a participat la toate edițiile Cupei Prieteniei. Astfel, conducerea Cupei Prieteniei și, bineînțeles, administratorul principal a hotărât să primesc un trofeu de excelență pe care îl voi primi acum din partea lui Andu, un adevărat campion, un fost campion al acestei cupe. Mulțumesc frumos! Iată-mă, în sfârșit, primesc acest trofeu de campion Cupa Prieteniei. Andule, te rog, vin alături de mine. Cum este să stai lângă un adevărat campion, Andu? Cred că este ceva senzațional, pentru că, băi, an la rândul am participat, am fost de fiecare dată, pentru că vreau să știți ceva. Cel mai important este să participi, nu să câștigi. Nu contează scorul, important e participarea. Da, iată că în sfârșit sunt campion, sunt foarte fericit și mulțumesc mult Pepsi, Rockstar, partenerii noștri de această dată și lui Călinacio pentru că m-a dat această oportunitate. A, bă, mulțumesc. Frate, unde te-ai dus tu, Căline? Unde te-ai dus, Găline? Nu o să-mi fie doar de acest duo. Cu cine mai comentez eu, Găline? Cu cine comentez, Cine mă mai Găline? Critică pe mine? Cine mai critică mânăriile? Găsesc eu. Când prind Bayern München, ce faci? Prind Bayern München? Poți să-l adică, prind. Poate, dacă e cu șansă. Poți nu știu. O să vedem. Ei bine, de această dată, Cupa Prieteniei UEFA Champions League. Avem prima cupă. 2 versus 2. 16 băieți au venit să face FIFA aici. 16 băieți. Nu mai e loc acolo, îmi se pare eu. Nu mai este loc, de asta Andu stă alături de mine, pentru că n-avea unde să mai stea, doar afară și era prost. Și vorba aia, măcar la un intro să apar și eu din postura de triplu, quadruplu campion. Și lângă cel mai mare campion de longevitate. Bravo! Eu, like acolo dacă sunteți mândri de mine și bineînțeles mulțumiri Pepsi și Rockstar, partenerii acestei cupe, oamenii care au făcut posibil această mega producție. Iată, avem LED-uri, avem tot felul de alte lucruri foarte interesante. Iar acum, hai să vedeți cine joacă, probabil știți din thumbnail, dar hai să vă spunem noi cine joacă. Mare atenție! Andu știe pe toți pentru că i-a analizat când s-a pregătit să câștige această cupă. Coechipierul meu. Ia vezi, mă, mingea, mă, ai văzut? Mingea, na, tată! Bă, na, na, bă, spațială! Am urlat cam tare, îmi pare rău. Da. Ei bine, Cucu ia locul lui Călinacio și va câștiga alături de mine Cupa Prieteniei. Hai să... Ce spui de acest duo solid, duo formidabil? Experiența de partea ta, dar Cucu vine cu ceva nou, poate s-a antrenat așa în ultima perioadă și nu știm la ce să ne așteptăm din partea lui. Are un HP Carava. Da? Vezi? Da, îmi place. Avem și primul jucător tatuat din istoria Cupei Prieteniei. Bineînțeles. Pe gât. Că păi era și cazul. Jucătorii acum au devenit mai exotici, mai altfel. Și iar mai departe, o nouă echipă. Oltenia Team, atenție! Obi și Bergea au bătut drumurile țării de la Craiova și iată-i aici gata să câștige totul. Ți-e frică de băieții? Au chemistry. Au? Au chemistry. Au orgoliu, sunt motivați, e o echipă de temut. Câte calma crezi că face Bergea de această dată? Sau Siu? 5. 5 calma? 5 calma. Cu Oviță își permite. Nici nu să dea el golul, Oviță să facă celebrare și Bergea calma cu jucătorul pe care o controla. Deci atenție. Bergea lasă controlul și face în continuu, numai așa. Numai, da. Calma. Senzațional. Mai departe, în premieră, atenție! La Cupa Prieteniei, îi avem pe Ionuț Rusu și George Tănase, care au venit la Cupa Artiștilor, da. Și au fost acolo în top. Călinacio i-a dovedit, Călinacio nu vine. Deci, astfel, cei mai buni. Favoriții, practic, acestui turneu, pentru că sunt cei mai încălziți. Da, pentru că Alina în apartament exact. A fost geale ce a fost acolo. Am deschis geamul. Că da. Așa se transpira. S-a transpirat rău. Da, manetele a trebuit să le ștergem, adică n-a fost simplu deloc. Iar mai departe, o nouă echipă senzațională, Tudor Buțan cu Sinner, dei noștri aici de pe canal. Oamenii noștri. Sinner, bătălia carierelor, Tudor Buțan cu fotbalul, băiatul ăla.
De, Tudor, face cu jucătorii. Tudor Buțan, știi? Da. Face cu jucătorii, distanță stadioane. Da. Și se joacă FIFA și o să fie greu și cu ei. Mai deci... știi când sau știi că Tudor Buțan rupea turnele de FIFA? Da, știu. Da? Știu, da? Și poate se va motiva și el într-un final să câștige și el Cupa Prieteniei odată. Da? Că m-am săturat să n-am un adversar. Păi cu Sinner. Aduceți-mi adversari. Alo! Vreau și eu niște adversari. Da, bineînțeles. O altă echipă formidabilă. Mare atenție! Camera Wowo! Andu și Jaxi! Aplaud singur, bă! Maestrul cu învățăcelul. Jaxi. Și invers, că și Jax m-a învățat pe mine Counter-Strike. Sunt un level 1 foarte bun pe Faceit, dar... Da? Și Jaxi a spus că... A, păi Andu m-a învățat, da, tot ce știu, așa învățat. Mi-a spus. Da, pe așa, așa s-a întâmplat. În pandemie am stat foarte mult pe Discord pe asta și l-am învățat să joace FIFA, să înțeleagă un pic. Și acum... Păi el mi-a făcut manevră. Păi el știe totul de la tine, știi ce l-ai învățat. Ce, să trebuie să vină și momentul ăsta, băi, Teo, băi, să am și un partener cu chemistry, un partener cu freză, un partener vopsit. Știi cât m-am abținut să nu jucăm noi în echip? Păi asta, bă. Ai ce mi-ai zis că făceam chestia asta? Adică, Teo și Andu, întâmplător, băi, o echipă așa, că n-avem chemistry, era greu. Galacticii. El Galacticos. Eram un fel de steaua anii 80. Păcat, putem să, dacă îmi ziceai. Mergeam la regionalele Cupei Prieteniei. Vom extinde. Ei, se Balcanii, extinde. Balcanii. Spania astea, stați puțin că devine Cupa Internațională. Avem și o echipă senzațională, Regent, revine la Cupa Prieteniei în premieră cu Andrei Cosmin, care știe și FIFA. Și da? Juca FIFA pe vremuri, știați? Mare atenție, deci... Nu știați, sau poate știați. Eu nu știam. Nu știai. Deci o echipă cu pedigree. Da. Cu jucători de FIFA activi. Da, am jucat cu amândoi niște jucători care sunt montați, sunt motivați așa. Se înțeleg bine, o să vezi, se va vorbi, se urlă. Aole. E la modul ăla ce acolo. Frumos. Să vă fie frică. Iar mai departe avem niște echipe, poate nu vă așteptați. Exotice. Ia să vedem aici. Atenție! Domn polița, ai probleme cu mine, n-ai. Johnny Romano. Vin la te cunosc undeva și eu. Johnny Romano cu regele Minecraft-ului din România. Cu Jurgen Klopp de România. Jurgen Klopp, uitați șapca, mamă, are șapca la el. Atenție. Le un zâmbet sau e un semn de la Nike care-i tăt? Da. Toate. Ah, ok. Bun. Da, o echipă atipică. Nu vă așteptați la asta. Nu. Eu nu se aștepta nimeni la această echipă. Și mie că s-ar putea să avem parte de surprize aici. Și ultima echipă, a opta echipă. Dar nu cea din urmă. Cu noi veniții, Doc și Dracu. A venit Doc? Doc, a? Tata? Doc. Doc tata cu Dragu. Doc al nostru, care a făcut și fake news în fotbal. Aoleu. A dat o știre că vine Niță la Craiova și toate publicațiile au zis vine Niță. Deci le-a făcut fenta. Da, le-a făcut un body. I-a dat afară pe toți jurnaliștii care au preluat de la Doc de pe Twitter. Bun, deci mare atenție, nu vă duceți după fenta. La și Dracu este un TikToker newcomer de FIFA. TikToker. Bravo. De FIFA. Vezi, mă, ce am ajuns copiii ăștia? Păi nu iau tămâie și dau acolo pe tot TikTok-ul. N-a venit și n-a zis și bună ziua, un ăsta, oricum arată ca mine, are cioc, îmi place, a? Freza, trebuie să mai lucrez un pic. Și să fie mai bun ca tine, cum ar fi? Greu. A? Da, greu. Bineînțeles. La Cupa Prieteniei e greu. Acestea care Real Madrid, băi, în Champions League. Da. La Cupa Prieteniei. Ia vezi, bă, mingea. Mingea, mă, 3D-uri, mă, 3D-uri. Da, mă, mingea, bă. Da, mă, ei bine, acestea sunt echipele și formatul este unul simplu. Este formatul UEFA Champions League din realitate. Real cu Chelsea. Tare de tot. Ce mi-aș? Nu prea după City cu Bayern. Deci o să pic cu City. Nimic. O să fie tare de tot. Iar Andu va avea Benfica. Da, mergem mai departe cu tragerea la sorți. Iată-ne la tragerea la sorți cu toată lumea în cameră. Puțină gălăgie. Să audă gauri. Haide! Nu-i problema de război. Gata să fac marile mânării. Acum, știți care e treaba? M-au chemat aici băieți în camera asta să vadă că nu mai fac manglele alea, că aici e... Te uiți? Păi prea, păi prea. Trebuie să fiu mai... Trebuie să magician, să am să mânecă. Nu. Eu trebuie să păstrăm controlul. Acolo. Așa zic ăla, Real Madrid. Bayern aici, Bayern. Bun. Astfel, avem un bol cu echipele și un bol, adică cu jucătorii, și un bol cu echipele de club. Și o să tragem întâi numele echipei, iar apoi clubul repartizat. Zici că ăsta la rețeta Jamilei, să mor, avem un bol. Fii atent, fii atent. Să iau un bol cu... Am luat primul bilet, țări, nici nu l-am... Dar parcă am obosit eu.
Ah, Andu cu Jax. Hai, mă, Andu și Jax. Ia să vedem. Păi nu te uita, că te văd. Dacă ți-l așe și nu te uita. Ionuț, tragi. Dă-l o echipă, Ionuț. Dă-l o echipă. George, dă-l o echipă. Trebuie să aleagă. Nici mă uit. Dă-l o echipă, dă-l o echipă. Bine, mă, bine. Napoli. Napoli. Le place Napoli. E groasă situația. E nasol. E nasol? Păi e pe partea aia. Cu Milan, Napoli cu Milan, după aia. Asta înseamnă, băi, o tragem la sos corectă, vezi? Oameni corecți, băi, oameni care țin cu rapid, bă, cu echipă corectă, bă, bravo! Bun. Așa. Astfel. Hai să vedem ce da, se întâmplă. Da, 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 băieților, părând, nu mai fă tu manevre. Avem o nouă echipă. Ganicos și Gianni Romano. Hai să vedem. Dă-i mă să tragi, dă-i mă lui să-și aleagă, mă. Nu, dar stai. Hai, să vedem. Manchester City. E Manchester City. Da, mă, trebuie să trag eu, așa e corect. Bun. Avansăm. Teo și Coco. Acum ai emoții la ceva. Hai Palermo. Real. Palermo. Real. Fără Real. Real, mă. Real. Ba, ia ce Milan. Primele cupe, pe vremuri. Păi nu ai câștigat singur, bă. A. Cineva cu oameni. Bă, eu mă bucur că am câștigat astăzi premiul de longevitate. Da, mă, bă. Hai să vedem. Hai să vedem. Lasă-mă, o să vezi, o să facem surpriza pentru toți rosonerii. Like dacă ești rosoner. Doc și Dracu. Ia să dăm. Dacă e Real Madrid, Doc hai să se supără. Bravo! A lăsat unul. Bayern, nu! Aolea, viața mea! Da, dar e Benfica, e Bayern! Mai ales Realul, ia asta! Real Madrid? Nu, Chelsea, Real, Inter, Benfica! Miroasea Benfica, miroasea! Hai să vedem! Bun. Hai că se vorbește prea mult și nu știu dacă se aude. Dacă... Hai să vedem. Deci, Ovi și Bercea. Atenție! Oh, 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 oh. Lasă să tragă, vei, nu mă. Lasă-mă. Ia Bercea, a putut Bercea ta pe mâna mea, scoate. Dă bolul, că trag eu, trag eu. Ah, trage Bercea. Bercea a venit să tragă. Bercea. Nu te uita, mă, la ele, mă. Nu mă uita. Benfica. Haide! Hey. Bine, mă, e bine. Deci eu, Andu, Ovi, suntem pe aceeași parte toți. A dat Dumnezeu. S-a făcut un pic de greșeală cu Inter. Toți suntem pe aceeași parte. Inter, Chelsea, Sorea. Bine. Deci, avem... Mamă. Deci avem... ok. Avem partea morții, da? Deci avem și un prim meci, va fi nebunie acolo, Napoli cu Milan. Mai sunt încă trei.
Și acum să vedem, pentru că mai e Real Madrid acolo. Tudor Buțean cu Sinner. Un Inter corect. Inter! Băi, ții bine Chelsea sau Real? Păi și ai, mă, nene, mă. Doamne. Inter Milan. E, acum ce a rămas e tare. Regen. Și Andrei Cosmin. Până nu ne-a trăit, nu este mai de figurație, asistente TV. Avem, bineînțeles, rămași Ionuț și George. Uitați aici ca să vedeți o premieră, dar nu spuneți. Vreau să vă reacția. Real! Real! La Madrid! A prins Real. Și Chelsea pentru Regent și Andrei Cosmin. Exact, da, fix Chelsea Londra. Gata! Bă, Real Madrid, mă, bă, ce-i asta, mă? Tu ești norocos. Termină cu prostii. Bun. Puteți face schimb de echipe? Da, repede, mă. Ace Milan. Și Milan are Champions League-uri, are... Și acum cum facem, mă? Tragem la sort cine cu cine joacă? Nu, este ca realitate. Deci voi jucați direct cu Chelsea. Cu Regent și cu Andrei Cosmin. Da, ultimul meci, cu Napoli. Aceasta a fost tragerea la sorți. Unii au ieșit bine, alții mai rău. Ce-ți faci, mai ai și ghinion? Mergem mai departe cu primul sfert de final. Salut! Bine v-am găsit la Cupa Prietenii. Bă, o tragere corectă, Alexandru. Mulțumim. UEFA, egal respect. Bravo, bravo. Mulțumim frumos. Deja se vede că n-ai extras Teo. Perfect. Zâmbetul larg în colțul gurii. Napoli. Sănătate. O echipă mai mult decât ok, n-a fost Benfica, n-a fost Milan, n-a fost Inter, nu putem să fim supărați. Și oricum mi se pare că e foarte echilibrat brachetul, nu știu, da? Ce părere ai, că mi se pare că foarte mulți jucători care fac FIFA full-time sunt pe partea asta de echipe slabe, să zicem așa, teoretic, în realitate. Și iar comedianții acolo, și cântăreții sunt în partea altă cu echipele PSG, bune. Pe auzi PSG, au luat-o ca regeri PSG-ul, Realul cu Bayern, cu... Avem și brachetul, da. Meciuri grele. Meciuri uite grele acolo, îmi place sus. Ionuț Rusu, George Tanase, Real Madrid. Da, frumos. Bravo, frumos. Erau băieți acolo, ala Madrid, ala Madrid. Nu ne supărăm, suntem fericiți. Ok, sunteți fericiți. După iar avem un meci foarte interesant. Ganicus cu... Full Sunday League aici. E Sunday League FIFA. Adică gen amatori total, cred, nu știu cât de mult se joacă. City cu Bayern, cel mai top meci din fotbalul real. Aici și la noi e cel mai... Așa, mai, să nu zic lău, așa, e băieți care joacă de plăcere. Da, se joacă frumos. După aia Milan-Napoli. La tocană, tata, la tocană. Trecem triumfător. Și acum, meciul pe care o să-l vedem, Benfica-Inter. Duelul, mamă, mâncați-e și curat. Mamă, Oltenii, băi, uite, băi, Oltenii, bă, cu Benfica, bă. Supărare mare, băi. Și Interul la Tudor Buțan și Sinner. Dă-mi un predictor frumos, cine crezi că o să câștige așa un scor în primul meci, că se joacă tur-retur, trebuie să menționăm și asta, deci trebuie să vedem un predict aici. Băi, nu știu de asta în ce echipă are Benfica, ia să... au plecat 5 fundași? E un băiat care are 7-7 rating, nu cred că sunt prea ferici. Mamă, cum e apărare, e îngropată. Oricum, Otamendi era bună cu 7. Oviță e la curent cu tot ce mișcă din punct de vedere al meta-ului, deci n-am nicio emoție că nu o să fie ceva... Bine organizat. Oviței a făcut formația lui Bercea de ajunsese să aibă ocazie, dar nu înțelegea nici cum are ocazie. Bă, nu știu ce... CDM-ul ăla e... Nu cred că e greșeală cu băiatul ăla în față. Neres 5 skill moves, dar puțin pace, puțin șute. Bă, o să fie complicat, nu știu ce zic. Mi se pare slăbuță Benfica și mai ales că jucăm 2-2. E ok și Inter, uite, mi se pare Inter. Inter mult mai bună. Dar mai ales că jucăm 2-2, trebuie să avem și un pic de chemistry ca și echipă. Și dacă ai și echipă slabă, e cam greu, nu știu ce să zic. Eu zic că Ovi are tactica aia data trecută, îți garantez 100%, pleacă, urcă acolo Grimaldo cu Dumfries, nu cu Dumfries, cine nu știe pe dreapta acolo la Benfica, am rămas cu Dumfries de la Niște băieți pe acolo. Urcă acolo cu centrări de astea, Bach, celebrul compozitor Bach. Bă, eu merg pe Inter, dar foarte echilibrat o să fie, după cum am zis, dublă manșă, tu pe cine mergi? Eu zic că primul meci va fi un 1-1 și în al doilea meci au o mică șansă în plus Inter, dar nu se știe. Ia vezi că Sinner joacă singur. Depinde foarte mult și de formă. Personal nu știu cât de bine joacă Sinner. Pe Bercea l-am văzut, am așa o idee despre nivelul lui.
Dai să vedem aici, Benfica cu Inter, mamă, primul sfert de finală. Mă chemați, se controlează meciul. Mă chemați voi când e primul, vedeți primul și bine? Mamă. E totul calculat aici, nu lasă loc de oroare. Aș vrea să-mi, dau seama. Ia vezi, mă, atacul. Atenție. Inter. Ia. Bă, eu sincer, n-aș vrea să joc versus 5 fundași, așa că țin cu Inter. Nu vreau să joc versus 5 fundași, vreau să țin cu Inter. Deci... Da, un stil mai modern pentru Inter totuși, un 4-2-2, altceva vedem aici în... Atenție, Lautaro. Dar nu știu... Cu ce culori sunt băieții? Adică o să zic acum, ia, s-a pus o pauză din punct de vedere tehnic. Da, o mică pauză. Un technical pause, ca la CS. Da, la pauză tehnică. Ia vezi acolo, sau au plecat setările alea periculoase, ia să vedem. Mamă. Deci 5 fundași cu 2 CDM-uri și 7 în careu. Striker's drawback, cum ia, e? Ia. Oh, atenție, Mickey, Mkhitaryan! Mickey, atenție! Mickey! Drumul lui, Mickey! Nu e nici foarte bun terenul și ei da, mai sare cât o brazdă. Se joacă în câmp la tunari. Florentino, Perez. Opa. Bă, ăsta e Oviță. Deci cu roșu e Oviță, clar. Și cu da, galben Bercea. Bercea. Pe Bercea vă dați seama cum îl reparați, că el fuge mereu în față. El e mereu în față. E acolo în față. Și dă pasă. Pasă, preluare pasă. Hei, bine! Spectacol, bravo! Testează un pic Oviță acolo să vadă. Bravo! Cum sunt băieții buci. Nereș. Bicicletă frumos. Fake shot. O bicicletă din nou. Samba, dubra! Oh, leu! Doamne! Bă, oh, atenție! Bă! Atenție! Bă, că era prea de tot, dacă era gol, plecam acasă. Da, Ovi cred că a făcut acolo un pic de research când a început meciul, să vadă ce jucători au, cinci stele și l-au luat pe Nereș și pe băiatul ăsta. A zis din prima, băi, vezi că n-avem echipă slabă, avem cu Nereș, da, cu toți băieți. Da, uite, vezi că... Iar, bicicletă Gonzalo Vileș. Sunt și portughezi, trebuie să-i bagi pe scheme, că altceva păi, da, nu se știe. Da, hai să vedem aici, stilul... Stilul interist. Mulți, un pic mulți acolo. Un pic mai mulți, mulți și aruncat. Orice minge în față. Wow. Bine, se joacă un pic așa, parcă un pic de Barcelona cu... Ia, vezi ce zici. Vezi ce zici. Celtic. Vezi. Celtic stilul în față. Da. Deci 20 de minute vii, până acum am văzut 7 biciclete și un reverse elastico și un fake shot. Cam aproape asta, un șut pe poartă. Aproape un șut pe poartă. O frână. Bă, dar oricum, place că se... Nu se tatonează cele două echipe. Deci că e Barça în vremurile proaste, mamă, nu poate super. Mamă, bem. Atenție, Joao Mario. Atenție. Ia lua la mână Oviță, băi. Ia, oh, Bercea stătea. Bercea lăsa semnat de pe controlul, stătea. A zis nu te încurc, Oviță, nu te încurc. Oviță, stau și eu liniștit, spun dacă vrei să pun bar cu apă. Mamă, Lukaku. Ia taxiul, băi. Lukaku, nu știu cine e cu. Foarte puternic, pas în care eu pas. E bună. Lautaro! Cine a fost, nu știu ce a dat gol. Cred că Sinner părea din că regie, s-a bucurat dacă acolo. Se poate o informație de asta mică, tehnică, ce culori avem la Inter? Cine cu albastru, cine cu mă? Măcar așa să știm dacă se bate. Dacă se bate. Mersi mult, anticipat. Dacă vă zic acum ce am prins de la regie. Nu, lasă așa. Nu, zic, ca să se afle. Inter-ul am întrebat, da, am întrebat jucătorii ce culori au. Interul e în galben și Benfica e roșu. O ține minte, nu e problemă. S-a notat acolo. Nu, mă, da, nu, albastru cine jucător cu cine e, adică cine a dat gol, practic. Da. Cred că Sinner, mă, Sinner a văzut, s-a bucurat, a făcut, sau mă rog, vedem, o să aflăm la pauză. 33 de minute vii cu un gol. Mi se pare că Inter nu discută prea mult. Mingea în față, direct atac. Contra-atac. Lukaku. Prinde, nu știu dacă observi așa analiza mea de Ilie Dumitrescu pe tranziție negativă, având în vedere că fundașii laterali stau foarte nu, sus. Tranziție pozitivă, tranziția pozitivă, că în momentul care pierzi, în care câștigi mingea și ataci, e tranziție pozitivă. Tranziția negativă a celor de la Benfica. Corect. Un pic lentuță. Se face acolo foarte mult spațiu pe bandă și atenție un șut aici de la Mickey. Da, nu au foarte multe opțiuni. Bun, gata. Deci avem și acest detaliu important. Mă, Oviță roșu, Sinner, mă. Nu, mă, Oviță roșu de la Benfica, cum ți-am zis. Okay, okay, și Sinner e cu Mov, e cu Mov la Inter. Deci albastru e Tudor Buțan și cu galben deci Reinildo. Deci Tudor a dat golul, cred. Rafa, ia să vedem aici. Nana Falemi. Ia vezi, mici tensiuni acolo. Atenție, Oviță aruncă niște cuvinte... Pe care greu le pot reproduce, mi se cred. Pare că nu e neapărat formația care îi pune în valoare pe Ovi și pe Bercea. Adică e o formație mai degrabă de contraatac, dar pe atac, așa, să urce pe Bercea. Bercea ca un sandwich. Era în care acolo. Bun, dar cine dă trivela, mă, centrare? Frumos. Frumos aici, ia să vedem. Grimaldo. Schemele alea bune. Încearcă aici Oviță să ne arate toate schemele, tot ce are în armament, dar nu prea are pe unde, nu cred că să se demarce acolo în care. Și nici nu prea, uite, îți dau palma când se apără. Da. O să avem un meci. E greu, e chimia acolo la Tudor cu Sinner. Nu joacă rău până acum, se apără bine. Păcat. Putea fi cupa noastră. Asta. Nu contează, o să fie un meci. Când parchează băieții autobuzul. Ola, la șofinesul ăsta aici. Tot meciul, bă, tot meciul.
prima pare că a tras Ovi și tot Ovi l-a încurajat pe Berci. Da, bravo, bravo, bravo Berci că mi-ai pasat bine de la corner, a pasat bine pe pas. Bravo, bravo, bravo. Bun, prima repriză s-a terminat cu un scor de 0-1, deplasare pe stadionul Stadiul Luj. Ia vezi, atenție. Da, corect, bravo. Da, mi se pare Ovi, da. Cred. Și un pic așa, un pic disrespectul, așa. Cred că încearcă să-i ridice moral totuși lui Berci. Da. Face să râdă și știi cum e când se spune că atunci când ești tensionat, dacă râzi te simți mai bine. Da, a încercat să-i ridice moralul și a dat următoarea pasă Berci direct la Inter. Bun. Dumfries. Danzel. Dar parcă mai clare atacurile celor de la Inter totuși. Mai incisiv, ia să vedem. Lautaro! Ia vezi, bă, ce le face calma, bă! De disrespectful. Nu s-a banat celebrarea asta? De ce faceți, măi, băieți, asta? Vedeți? Deci începeți deja să... Ia vezi, ia vezi, mare atenție. Gata. 4-1-2-1, nu, 5-1-2-1, nu, 4-1-2-1, atenție. Bravo, bravo, Costin, mă bucur că ai citit bine formația. 4-1-2-1-2 și... E White și? Nero. Bravo, bă, Costică. Bravo. Nero. Bravo. Ia să vedem ce se lucrează aici. Atenție, Otamendi la închidere, la rupere acolo. Cred că l-aruncă direct. Ia să vedem un direct passing, așa. Schimbă tactice aici. Trebuie să schimbe ceva, pentru că Benfica n-a prea avut ocazia acolo. A încercat Tovița acolo, 2-3 dribling-uri, dar în rest nimic. Greu. În schimb, Inter, 2-3 ocazii, 2 goluri. Nu e timpul neapărat să riște, mai avem timp și din meciul ăsta și din manșa secundă. Da, atenție, avem și retur, da. Nu, poate Ovi, dacă vede că merge mai bine această formație, să meargă pe aceeași tactică și în meciul următor. Nu se știe. La ce contraatacuri tăia se a avut Inter, nu știu ce să zic. Da, uite, din nou Lukaku. S-a lovit acolo de apărătorul celor la Benfica. Nere, și ia să vedem dacă pleacă schemele. Bună. Atenție, pasă la Bercică. Bercică pasează bine, Bercică, de această dată Guede și ia să vedem. Nu știu dacă a fost neapărat pasa greșită sau... Și jucătorul, cred că s-a luat. Jucătorul Ghedeș, caracterul. Caracterul campion. Caracterul lui Ghedeș e caracterul. Pleacă lung de linie, Bercică! Du-te lung de linie, Bercică! No, o pasă simplă, o pasă simplă. Calmăm, bravo, jucăm acasă, nu trebuie să ne grăbim. N-a fost o pasă neapărat greșită, putea să treacă. Perfect. João Mari, bravo. Silva. Verissimo. João Mari. Joacă mult pe centru acolo, atenție, Ovi, Rafa. Rafa. Stop și crocheta, și nou, contraatac și gol. Florentino Perez. Nicolas. Mamă, asta de la FIFA 20. Bicicleta. Atenție. Era offside. Era offside. Bine acolo, Berci. Mamă, ia uite vechiturile astea cum joacă. O dau în tribună. Bă, Liga 4-a. Urât astea. Bă, Liga 4-a, bă, jucați, bă, fotbal. Ce ia cu cot. Bă, a dat fault. Nu am văzut. Oricum, brigada de arbitri românească cu Ișvan. Da, la Ișvan Covaci la centru. Bastoi. Pasează. Gosens. Se joacă, repet, Inter foarte bine pe contraatac. Găsesc foarte multe spații, mai ales acum că au și ridicat liniile băieții de la Inter. Nu mai joacă 5-7-3-2. Scuză-mă că trebuie Benfica, să... scuze. Așa și să vedem dacă o să mai vină vreun gol. Eu, sincer, la cum arată meciul, ar putea să... Hențurile mi se par un pic cam exagerat. Așa, pic cam... Atenție, nici măcar iese direct pe Nache. Nu s-a fost în afară care ori. Eu mi-am pus mâna la ori. Atenție, apără Bercică, nu vă fie frică, apără Bercică, băi. Sânge rece, 0-3. Tata, ce pe Nache? Astea nu prea se fac la 2-0. Ișvan. Chiar nu a fost în regulă chestia asta. Normal puteau să și rateze. Bă, frate, trageți la mișto și vă dă arbitru penalti? Nu e ok. Am 3-0. 3-0 în primul meci, atenție, avem și retur, dar... Trebuie un gol pentru Benfica, neapărat. Dar oricum, la impresia artistică, Benfica net superioară. La capitolul dribling-uri și biciclete, top. Portughezi, totuși, tehnici. Da. Dar, la Neymar Juniors 5 erau buni, la 5-5. Da, dar totuși mai pragmatici italienii. Ulu. Mult mai pragmatici italienii. Un pic, da. Ia? Scrinier. Da. Avem aici greu de tot, dacă treci mai departe. Sinerul joacă rău. Pare că fac un două decent, care nu poți să completeze. Ia vezi pasa asta. Pasă? Bine, măi, Otamendi. Foarte greu pentru Benfica să revină. Nici nu-i ajută echipa și nici nu cred că au găsit tactica potrivită. Nici ei nu prea se ajută între ei. Mă rog. Aoleu. N-au chem, e clar că n-au chem, dar e FIFA, se poate întâmpla orice. Oviță, sunt convins că meciul 2 poate să facă o tactică de asta un pic sinucigaș și să facă o remontadă mică. Da, eu zic că dacă reușesc Benfica să dea un gol, ar putea să se afecteze moral. Era fundaș central acum. Un pic de treabă, dă un mesaj. Să vedem aici cu acest contraatac. Cred că ai zis, Oviță, bă, când atac, tu stai un pic și lasă-mă pe mine.
Mkhitaryan, oh, ce gata. Lautaro, Lautaro, Bolol, Finne, oh, Odiseas. N-a fost rău. Vlahodimos, bravo, bună paradă. N-a fost rău deloc. Nu știu dacă au ceva schemă, ia să te uiți atent. A, l-a chemat pe Lukaku. Nu, e, țin de minge acum, deja se trage de timp sau? Ba nu. E o tactică pentru Trivela. Oh. Bine, măi. Hai mă cu contra, mă, hai mă un pic Benfica, mă. Dar nu dau seama, e foarte... Paul clar. Formația celor de la Benfica e foarte compresată acolo pe mijloc, foarte nerou. Da, prea nerou, prea nerou. Dar nici n-au viteză, n-au, e greu, chiar e destul de modestă. Da, nu știu exact dacă Teo a făcut vreo manevră și aici, dar... Eu mă bucur, mă bucur că n-am eu Benfica. Asta este. Hai o viță, mă, hai mă o viță, mă, acum, bine? Frumos! Da, uite, vezi, schemele sunt bune, dacă aveai aici un Mbappé, dădea vânt. Aolo, ia taxi. Atenție. Unde te duci cu Lukaku, doamne? Acord. A dat centrarea. A dat centrarea veche. Centrarea simplă, fără prea multe lături și alte chestii. 2 minute de prelungiri. Hai mă, acum. Ultimul atac. Joao Mario. Hai să vedem aici dacă reușește pe Bercică. Bună pasă. Ok. Nu trebuie să mai întoarcă. Frumos, gol. Ei, ei! Mamă, deziluzie pe fața lui Ovice. Uitați-vă și voi ce spune. Nu da, se poate. Nu se fac astea, da. Nu se fac astea. Și penalti, mare atenție, și penalti și chestia asta acum la final. Mi se pare că nici publicul n-a ținut cu ei. Da. Păreau că se bucură mai mult pentru Tudor și Sinner, sincer. Și că au și râs acum la faza asta. Am văzut câteva zâmbete în spate acolo. De râsete. Da. Nu știu, deja vedeți Insta ready acolo, să nu fie un pic de tilt la Benfica, să dat instant ready. Și mare atenție la această cupă, prietenii. Vom avea o nouă adiție, un nou update. Vom avea flash interview. Da. Dacă vine să credeți așa ceva. Corespondenta noastră după, cred că avem după retur interviu. A, după retur, a. Da, după retur, bineînțeles, după retur. Vom avea o corespondentă nouă care va lua interviurile celor 4 jucători și noi ne pregătim de second leg, 3-0. Sunt curios de formație, sunt curios de formație. Trebuie să fie ceva foarte ofensiv. Da, ideea e că n-ai nici foarte multe soluții. Păi... Ramos ăla a fost bun la Euro, un meci. Hai, Oviță, că am încredere. Ia să vedem. Chiar mi-aș dori să văd niște penalti. 4-5-1, 4-4-2, bun, 4-1-2-1-2. Trei fundași, mă. E bună asta, dacă dă pasă, e bună. Trei fundași? Trei fundași, zici că e singura soluție? Trei sau cu mulți pe centru acolo. 4-2-4, nu știu. A, nu e. Așa, bun. Sau asta. E bună și asta. Nu? 4-2-4. 4-2-4, poate fi o soluție, poate fi o soluție, dar e nevoie de jucători rapizi pe benzi. Nu știu dacă are Benfica rapizi pe benzi. În primul rând, când ai un compozitor fundaș dreaptă, nu poți să ai prea multe, să ai prea multe pretenții. Da, nici n-ai fost. Dar ești un campion mondial. Atenție mare. Ești și limitat un pic, sincer, adică n-ai ce să faci foarte multe soluții. Adică pe cine să-l bagi? Îl bagi pe Chichinio ăla? Nu poți să-l bagi pe Chichinio. Și are 7-6. Complicat. Chichinio, uite, deci că ai și de la pușcărie, uite cum arată. Mamă, am văzut ce mustață are. e direct de la din cartel din Mexic. L-am văzut un narcos. Pe Chichinio, n-ai ce. Aici se lucrează frumos. Morato, bă, dar nu mai ai jucători ăștia fake, să mor Suarez, Morato. Musa, Neves. Jur că nu mai ai jucători. Din carieră, jucători ăștia din carieră veniți acum în Academie. Dați-mi niște jucători Benfica, vă rog eu frumos. Deci ia sunt la Inter aici am 4 de sunt sfertul, da, adică. Da. Da. Bine, cu cine au jucat? Să fim serioși. Ce am jucat cu FCSB, cu ce am prins? Ei, ce facem? Dăm bulii, echipele românești cu o stică? Bă, da. Da. Dăm bulii că... Radu Banciu zici că ești. Nu neapărat. Nu e cu FCSB-ul sau cu CFR-ul sau ce, poți dau bulii lui Dinamo ăla. Că... Ar fi cazul, ar fi cazul. Ar fi cazul. Nu mai știu cu ce am jucat Benfica. Benfica au jucat cu... N-au avut meciușor, oricum, cred. Sau n-au avut meciușor. Ba da, dar chiar nu mai știu cu cine. Cine au jucat înainte de sferturi. Mă rog, irelevant, ne va ajuta cineva. Ia vezi, mă, Giuseppe Meazza. Ia vezi, Giuseppe Meazza aici. Altceva. San Siro, Giuseppe Meazza, mare atenție. Eu zic că Benfica joacă mai bine în deplasare, atenție. Am mare încredere că poți să... Ia vezi, s-a schimbat camera. Au zis, bă, la... Bă, frate, în tur am jucat camera voastră, acum jucați camera noastră. Camera, wow, 10-10, cop. 10-10, default. Haide. Hai, zi, arată altfel meciul acum, parcă. Da, se filmează în alt unghi, e altă cameră. Da, arată altfel, da. Deci Interul la fel cu acel 4-2-2-2-2-2. Vedem acolo o viță foarte nemulțumit. Hai să vedem atacul lui Inter. Barella, ce-s Darius Solaru. Nu s-au decis, dansează Barella un pic pe lângă minge acolo, dar important e că au recuperat Benfica. Are nuntă. Parcă, atenție, joacă cu Ramos Banda. O pauză mică, ia.
un press after position loss frumos, balance. Vă zic eu, chiar dacă nu se vede, for a runs cu un fast build long ball. Sau fa- nu, fast build, dar o să vezi acum. Șampanie, numai. Șampanie. Dar Gonzalo Ramos, da, e un band acolo, atenție. E de înțeles că probabil Loviță și l-a pus pe Nere și având 5 skill moves striker și cu, cred că cu Rafa, care mai are viteză. Da, dificil, dificil. Bă, dar... dificil de întors, dar se poate, se poate. Se poate, da. N-a mers autobaza, acum trebuie să încerce să fie mai ofensiv. Și vedem, parcă apar mai multe spații, ia să vedem. Sau poate da, e camera mai mare. E o formație mai ofensivă, mamă, ce pasă greșit aici. Corea. Da, să avem mare grijă la Lukaku dacă trece de Milan. Da, atenție mare că nu joacă deloc rău Inter. Sunt periculoși? Da. Mi-e da, teamă un pic. Joacă bine, îmi place ce văd aici. Greu pentru Benfica aici, pentru că trebuie să se apere pe... Ulu. Ulu. Cu gândul că trebuie să dea 3 goluri, deci o să fie un pic de hazard, să spunem așa, o să ia vezi, mă, jocul de cuvinte. O să hazardeze un pic, ia să vedem drag de aici. João Mario. Da, au numai jucători pe fake, un pic jucători de asta, nume fake de, că nu e adevărat Draxler. Ba da, mă. Ba da, el e? Da. Nu pot să cred. Da. Bine, Soares ăla nu e. Ăla nu. Ia să vedem, Gonzalo Guedes la marginea careului, bă, dar ce pase slabe dau ăștia, băi. João Mario, bună recuperare. Atenție, avem voie și un pic de roc, pasă bună de la Bercică. Cum era un gol aici? Ce ați cu João Mario, nu? Cred că 53 finishing. Ia să vedem. Un gol acum, cred că le dă un boost de moral. Fiți atenți. Și acum, că fă schema aia ta Baradoa, din bandă. Baradoa, mă. Centrare pe Baradoa. Fă schema aia ta din bandă. A plecat Finesu! Gol! Ia unde? Ia, a plecat Pupicu. A plecat Pupicu, Loviță. Pă, mai dă o dată Pupicu, că nu l-am văzut. Doamne, Dumnezeule, lăsați-o acolo, băiți. Ar trebui să fie 3-2 acum, știi, să fie ca la Mystery Ball acolo. Din afară, care un Chines se pun 2. Da, ar trebui să... Loviță a zis că nu a fost... Lași-o finisul ăsta. Ar trebui să fie 3-2 acum, zice, dacă e în calcul și penaltiul ăla, chiar 2-2, spune, la ce s-a jucat. Da, da. Și a fi atent tu aici, cum s-a întors meciul. Există speranță. Parcă și Bercică deja joacă mult mai bine. Intră în careu? Atenție. Mi se pare că și Bercică și-a ridicat un pic nivelul în acest al doilea meci, s-au acomodat un pic cu condițiile. Da, probabil că el acasă pe setup-ul lui de acasă e mai liniștit, dar știi cum e la cupa prieteniei, trebuie să treci de emoții. Exact, exact. Și trebuie să te trezești la realitate, că ești la cupa prieteniei, o competiție de prestigiu. O să loghidești pe margine. Aveți, mă, că 4-4 ăsta e periculos rău de tot. Bă, joacă altfel. Adică aduc mingea acolo măcar. Sper să nu se mulțumească cu puțin Interul și... Și care e problema? Că Inter poate să scape pe contraatac. Mamă. Eu aș juca la Inter acum în log ball de la să plece băiți la un contraatac. Nu, asta era un hands micuț. Putea fi un hands micuț. Nu, e și arbitru un pic cu Inter. Aolo, mâncați! Atenție, trebuie să studiem un pic și adversarul, să știu mă și un pic la Inter ce fac. La Benfica eu m-am uitat și... La Benfica trebuie să l-am... Am tras niște concluzii. Trebuie să stăm cu băiatul cu roșu. Asta zic, cu băiatul cu roșu, să-l facem marcaj, la marcaj strict. Da, vedem dacă inventează ceva Oviță aici, o pasă bună pentru Bercică. Olo! Plecase brazilianca! Brazileu! Era frumos, dar atenție mare la această pasă unde Lukaku era... Bah! Afeca. Bah! Bun, bah! Simple astea, pase simple, dar care funcționează, utile. Vedem, aduc, au oameni în care o asta e important. Hands, s-a văzut. Nu puteați fi în careu. Vezi, nu puteați fi în careu. Asta zice și Oviță acum, nu puteați fi în careu. Și acum are cineva, trage vreun om pe partea de la Benfica. Îi dă pasul lui Bercică, uite-l acolo cu galben. Oh. Nu, prea multă lume acum. Hei! Prea multă lume acolo, e greu de trecut. S-a transformat într-un atac pozițional ca la handball. Interul nu a mutat autocar, a mutat autobaza. Sunt toți băieții acolo. Autogara militari. Sunt și niște băieți. Aoleo, Rafa! Bă! Gol! Care este? L-a luat în spate. Ia vezi că a plecat Pupicu iar. L-a luat în spate Oviță pe Bercică. A luat în spate meciul ăsta și a zis gata. Atenție mare. Aici e viața. Interul, ce faceți, bă? Atenție să avem așa un comeback la Real Madrid, scuze. Bravo, bravo. Teo, nu mai joc cu Jax. Vezi că a luat meciul în spate Oviță, a luat și meciul și l-a luat și pe Bercea în spate. Și e cam greu de la Bercică, după cum se pare. Adică pleacă direct controlul la ortopedie. Bercică, atenție mare. Un pic mai corpulent, așa, body type average. Vezi că e full lean. E full lean, l-am văzut acolo. Bună pasă, vezi că o prind, hai Bercică. Oricum o repriză excelentă. Presiunea e pe Inter acum. Mare rău, mare rău. Benfica nu mai are nimic de pierdut, 2-0, arată altfel meciul. Parcă s-a mai luminat. Mamă, ce statistici. Nu, nu, nu am mișcat Inter, nu? Slab. Ce înseamnă o formație potrivită.
Am avut încredere în Noviță, mă, am zis. Ce înseamnă formație potrivită? Am și zis că în primul meci e posibil să se calibreze totul și acum se arată valoarea. Atenție mare, băi, că e un meci important ce aici. Ce fac Interi, băi? Ce faceți, băi? La ce ai văzut până acum cu cine ți-ai dorit să joci în cazul care trecem Inter. De... Cu Inter? Cu Inter. Da? Mă rog, rămâneți așa, mă rog, Inter, apărați-mă, băi. Nu contează, ridică-te. Nu-i frică de Noviță. Du-te, Bastoni. Hai, Miki. Pa, trebuie să fim parțial. Nu pot, nu pot. Atenție mare. Atenție, s-a schimbat cadavrul. Da, da. A, Covițe în picioare, da, că s-a ridicat în picioare, da. Hands. Ia, cum le vezi? Ce? Ce a fost, bă? N-am ce să faci. Ce să faci? Ce să și faci? Nu, dar n-am înțeles ce s-a dat aici. S-a dat hands. Aulo, offside. Hai. Mă, dar ce preluare. Cred că și el a crezut că e offside, sincer. A cu preluare în spate. Hai să vedem, Benfica mai are destul timp. Mai sunt minute. Iar s-a ridicat Oviță în picioare. S-a ridicat și Berci. Eee, roșu! Ce se întâmplă, doamne? A, că nu se vede jos, probabil. De-aia se, de-aia se ridică. Avem camera... Da, 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 am înțeles. E exact camera deasupra e, părții de jos. Știi cum stai la stadion acolo, în primul rând, pe național? Da, bara. Ai bara, exact. Bara. Se vede bara acolo. Sau cum se ridică aia din fața ta în picioare și le zici, stați, bă, jos! Așa se și băiți iau. A plecat Oviță la German Cross. A plecat la German Cross. A plecat la German Cross, băi! Bă, a făcut German Cross în Bercea! Incredibil! Ce scenerare aici la Cupa Prieteniei! Incredibil! Nu l-am văzut niciodată pe Oviță așa. Doamne, l-a pus cu mâna, Berci, atâta acolo că ți-o dau eu, ți-o dau, l-a pus cu mâna, nu se poate. Și ce crezi? E schema lor acolo jos? Cred că o să joace acolo acolo jos, e schema lor acolo jos, e schema lor acolo jos, și Sinner s-a ridicat. Doamne, ce creier e Oviță cu ăsta, e ciumeciul ăsta. Doamne, ce se întâmplă, 3-3, băi, ce thriller. Părea un match rezolvat, bă, prima manșă. Băi, ce se întâmplă? Nu pot să cred că de mult poate să semene un match, că de mult poate să difere, pardon, un match de celălalt. Atenție mare. Credibil. Efectiv, parcă au schimbat manetele oare sau? Nu pare. Și Bercică. Nu, mă, mă, cu pasă, mă, că nu e de Brazilia. E 3-3, bă, nu e 3-3. Un spectacol acum. Bine, la ce fază a fost. Adică să vezi... Aulă, Bercică, unde te-ai dus, mâncați? Eh, mici asta așa. Să vezi un jucător casual ca Bercea, ca dă un asemenea gol. E... Frumoasă, frumoasă finalizare. Marfă, marfă. Ia-i, Soviță, du-te acolo că vine centrarea, știam exact ce se întâmple și a dat direct un voleu sec. German Cross zici că e asta, da, nu trebuie să mai zic și eu să mai știu de asta, da, că da, mie mai fac un stream să știu. Noi nu o să facem așa, că la Napoli nu se joacă cu pe stadionul Diego Maradona. Se sătură. Păi da, Rafa, hai să-mi pe bandă aici, Oviță, frumos. Bar, putea să... Uite ce trebuie să fie opțiune. Ești că e pițurcă, pițurcă cu Andrei pentru cei mai fiind cunoscători. Unde era Bercică, bă? Nu cred. Era Bercică, dădea cu palmele în plasă acolo. Era Tușer, mă, ia să vadă dacă e ruptă plasă. A, vezi, bă, că a plecat Lukaku. Și vezi că e bună, vezi că e bună. Se iese cu portarul, atenție mare. Odiseea sau cum îl cheamă pe vărul. Bine. Da, Vlahodimos Odiseas. Se joacă prelungiri sau se joacă direct pe natură? Da, prelungiri, prelungiri. Prelungiri, frumos. Hai să vedem. Nicolo Barella, Corea, prima oară când intră și Inter. Uite cum se... Nu pot să cred, astea cele mai urâte pe care le... Nu există așa ceva. No, ce mizerie. Ce mizerie. Dar nu există var la așa ceva, nu există var. Ce echipă de râs Interul. Nu există var. Arată, mă. Arată. Nu există var, mă, la așa ceva, mă. A luat ambele manete o viță, băi, de... Nu există, mă, var. Ce var, mă? Pe ce var dacă e jocul robotizat, ce var? Nu vezi că ești de un... Ce asta, două penaltiuri tragem inventate, la mișto. Tragem... Eu am zis și cupa... Dacă cupa nu merge nimic, tragem pe acolo. Pe asta zic, ăsta a fost un gol cu tragem la mișto. Asta e tactica. Nu ai balance direct pas și alea. Inter are o altă, da, o altă secțiune, tragem la mișto din careu. Doamne, și ne rugăm, ferește, ne rugăm la un penalt. Ce mizerie de meci, cât de frumos joacă Benfica. Totuși, sunt bine în spate. No, eu sunt chiar lipsit de cuvinte și nu, no, nu, chiar sunt dezamăgit, dezamăgit da, de Inter. Da, da. Inter acolo, cred că se le zice, bă, ăștia joacă numai așa, dau la mișto. Oviță, da, ai da, mare dreptate. Nu ar trebui să scoatem Hensu sau face parte de realitate? Păi uite, vezi? Hai să-l ținem acum. Da, asta e regula la Cupa Bretiei. Cum ar fi acum să scoatem hands-ul fix după meciul ăsta, după ce s-au întâmplat mizeriile astea? Mai avem 12 minute virtuale, adică, nu știu, fac un calcul acum cam câte ar fi, cred că 2 minute, 2 minute. Acolo, acolo, hai să vedem, nu știu. Benfica full cost and pressure? Sunt șanse, nu, cred că cam chiar un minut, să știi că e 4 minute pe repriză, nu? Da. Hai să vedem. Șanse, șanse încă, dar greu. Aici trebuie să intervină un pic și Bercica, nu cred că o să poată Oviță. O, atenție să mare aici la Bercica. Mai scoat, mai scoat un gol, dar n-are nimic, n-are nimic. Au timp, au timp, au timp. Până să se apere bine. Un atac maxim 2, zic eu. Cine a făcut bicicleta asta, doamne? Un atac maxim 2, zic eu, pentru... Să vedem dacă se va trage de timp. Ar fi urât după ce primiți un penalti gratis. Dar aici, ca ora asta, atenție. Nu e gol, nu e gol, nu e gol. Am zis-o, am văzut-o. Ce noroc.
ce noroc, urâtea asta, sincer. Inter, da, dar în același timp, ca fan fotbal, da. Ca fan fotbal nu sunt dezamăgit. Okay. Nu a fost ok ce s-a întâmplat. Dar se pare că da. Covița era greu. Covița era greu. Și acum, dacă noi o să pierdem, o să ne bată Inter, o să vezi ce hate o să ne luăm, că ne-am curat. Da, 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 da. Atenție mare că nu e gata. Hai mă, nu 5-4, e gata. Mă. Păcat, băi, păcat. Să sară, bă, pentru noi, Benfica sunt campioni, nu știu. Da. La ce? E hands doar la echipă, fratelu. E hands doar la echipă, nu e la... La pentru Benfica nu se dă niciodată hands. Orice hands e pentru Inter. Na, mizerie mare, n-am ce să zic. Îmi pare rău pentru toți cei care au urmărit. Este vicere de rezultat. Clar. Inter merge mai departe. Nemeritat. Nemeritat. Și ne vom... Să sperăm că te răzbuna pe... Corect. Ne vom pregăti de flash interview. Momentan mai tragem noi concluziile aici în studio până suntem gata de flash interview. Bă... Nu, no, sunt clare. Acum ar trebui să intre Gigi, sincer, să vorbească un pic, adică la modul... Vezi, deci exact cum am avut fața așa, am fost pe parcursul episodului așa. Da, da, da. Da. No, vicere mare de rezultat, nu există să fie orice hands pentru Inter. Nu se fac astea. Nu se fac astea, orice hands pentru Inter, nu. Urât, nu, nu, urât, ceva... urât. Da. Știi cum e așa, e fotbalul, mergem înainte... Cred că Teo e mai prieten cu Tudor decât cu Ovi sau nu înțeleg care e faza. Nu vreau să nu știu, sau... Știu multe, dar nu vreau să le spun. Nu, una, interese mari la mijloc. Mari, chiar și la Cupa Prieteniei. Deja vedeți, ușor ne extindem, avem și trofeu, cam avem așa și e, cam doi așa sponsori trofeu, puternici. Da, da. E ceva de... Interese mari. Ușor ne vom pregăti și de interviu, dar v-am zis că o să facem și finalele la Cupa Prieteniei pe Naționalerna urmează. Da, cum ne... Da, păi următorul e direct acolo, mai întâi parcul de triumf și după da, păcum. Ne pregătim la de flash interview, avem reporterița noastră Ignor Pintile la fața locului. Ignor, ai legătura. A fost un meci incendiar, oameni buni, am văzut un spectacol și o revenire a 3-3 la un moment dat, Ovi și Bercea, care au fost foarte aproape până la acel penalti. Ovi știu că e nemulțumit. Da, ce puteți să ziceți? Cum ați revenit? Că asta e, de la 0-3-3-3 e mare revenire cu Benfica. Bă, cu Benfica și fără hands-uri în care, ui, ești nebun. Dă-mi aici. O rușine de arbitraj, o rușine, o golănie. Nu se poate face performanță în condițiile astea. Calcio Poli se cheamă asta. Sinner nu știe unde, Sinner nu știe unde pasă, ești nebun și l-a pus după aia. Rușine de arbitraj, o rușine. No. GG, mulțumesc mai departe. Oviță, important e că spectacol a fost, nu? Spectacol a fost, a fost atmosferă, adică eu m-am simțit că la un meci, în realitate la 3-3, mă simțeam și că eram pe stadion, pe San Siro și urmăream meciul. Deci așa a fost atmosfera, ca și cum s-ar fi revenit acolo. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Bă, o rușine de arbitraj. Și nouă ne-a plăcut până la 3-3, dar după aia. Da. În partea cealaltă, bineînțeles, oamenii care știu să joace la hands. De unde ați învățat, mă, să jucați la hands așa bine? Adică e handball, ce e aici? Bă, nici noi nu știm, dar pot spune că și la ediția trecută de Cupa Prieteniei și eu am fost dezavantajat de hands-uri, așa că, uite, a venit momentul să fim și noi avantajați. Am jucat în stil italienesc, trebuie să recunoaștem, da. Ne-am bazat pe apărare și pe contraatac, dar iată că ne-a ieșit și suntem optimiști că putem câștiga turneul de azi, eu așa zic. Da, avem o parte interesantă, unde veți juca cu câștigătorii dintre Napoli, nu? Da, Napoli și Milan. Deci e o parte italienească asta, unde va fi sigur. Finala italienească, corect. Sigur. Și ați avut noroc că nu s-a accentat nimeni, că sunt accentări. Da, nu știam. Bolan. Ți se rupe... Lukaku, omul meciului. Lautaro, Lukaku. Și neapra avem schimbări, Teo, să știi... Da. Dar noi dacă jucăm, să știți. Pas la Iteca la Romelu Lukaku, minutul 5. Ok. Nicio problemă. Suntem pregătiți. Pătălie o să iasă. Zeko revine. Îl avem pe Zeko. Da, astfel Tudor Buțan și Sinner merg în runda următoare. Iar acesta a fost primul episod în această ediție Cupa Prieteniei Champions League. Data viitoare, o nebunie totală. Celelalte 3 sferturi, meciuri jucate aprig, 100% ați văzut cât de competitiv este Cupa Prieteniei. La dublu, pentru că este cu totul altceva. Like acolo, mă, pentru acest episod. Mulțumiri Pepsi și Rockstar și, bineînțeles, tuturor participanților de la Cupa Prieteniei. Continuăm data viitoare. Pa, pa!